Energia a fost în cărți pentru victorie la Oradea doar în primele 15 minute. Elevii lui Nicolici au condus cu 22 la 15 și mai apoi cu 30 la 27, dar s-au stins pe parcurs. Liderul din Oradea a preluat controlul partidei, a condus și la 20 de puncte diferență, scor 81 la 61, suficient cât să se relaxeze pe final. Gorjenii au revenit timid, dar nu au putut decât să limiteze din proporțiile eșecului. Scorul final a fost de 90 la 80 pentru gazde. Very good for Oradea. Dar ca să câștigi la Oradea trebuie să joci tot meciul, trebuie să joci 40 de minute la un nivel ridicat, la fel cum am făcut poate la București cu CSM, pentru că trebuie spus, Oradea joacă acum cu o încredere foarte mare, există un sincron foarte bun între galerie, banca tehnică și jucători, se pune o presiune foarte mare pe arbitri acolo. La fel ca în ultimele meciuri, lui Zdarbi a fost singurul gorjan la înălțime. Americanul a marcat 25 de puncte, fiind depășit doar de orădeanul Pesici, autor a 26 de puncte. Gorjenii ajung astfel la 3 eșecuri la rând după cele cu Craiova și Cluj de pe teren propriu. Victoria esențială cu Pitești, miercuri în fața propriilor fani. 6 is not bad score. Da, meciul acesta cu Pitești vine într-un moment nu foarte bun pentru noi, adică Pitești este în formă bună după ce a reușit să câștige cu CSM, dar avem nevoie de această victorie cu Pitești. Jucătorii trebuie să dea totul pentru a obține victoria, iar dacă câștigăm miercuri cu Pitești și apoi la Dinamo, în București, ar fi bine, ar fi ok. Până la finalul anului, Energia mai joacă acasă cu Pitești și în deplasare la Dinamo.